Trecutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Exercițiile, întrevederile, cursurile de perfecționare mereu sunt la dispoziție în Armata Națională. Însă astăzi vă aducem în casele dumneavoastră, pe lângă misiunile militare specifice și spiritul Paștelui, alături de ostașii noștri. Paștele ne vorbește despre frumusețe, despre rara frumusețe a unei noi vieți. Noi suntem Domnița Jechiu și Tatiana Cocerva. Hristos a înviat! Primăvara anul ăsta ne bucură cu soare blând. Copacii înfloresc magnific și e pace pe pământ. Împrejur deja se simte atmosfera aceasta blândă, lumea pare mai cu minte. Sărbătorile de Paști fericire în suflet ne aduc. Noi suntem mulți, unii vin, alții se duc, dar în ziua cea frumoasă cu toții la masă se întâlnesc, rostind Hristos a înviat, ouă roșii ei ciocnesc. Frumoasele tradiții renasc în noaptea sfântă, cu pască dulce, ouă roșii, bunicuțele nelinte. Toți în sate și orașe împreună se adună, indiferent de timp, fie ploaie sau furtună, cu credință în Dumnezeu și atmosfera cea cerească, toți creștinii împreună pleacă să sfințească Pască. După aceea pleacă acasă, mai pregătesc ceva la masă, mai citesc o rugăciune și cu inima împăcată întâlnesc marea minune. Noi ostașii, desigur, tot vom sărbători. Fiți siguri că păscurița de pe masă n-a lipsit. Sărbători de Paști frumoase vă urez cu adevărat. Din partea gărzii de onoare vă spun: Hristos a înviat! De menționat, poezie dedicată sărbătorilor pascale audiată recent este creația proprie a ostașului Nichita Popescu din batalionul de gardă Compania Gardă de Onoare. Anterior, acesta a venit în emisiunile noastre cu poezii despre femei, dragoste și armată. Mulțumim, Ion Popescu! Iisus Hristos este eternitatea care punctează istoria. Petre Țuțea. A devenit deja o tradiție în ajunul sărbătorilor pascale. Un grup de studenți militari împreună cu reprezentanții Ministerului Apărării au împărțit cadouri copiilor de la școala de tip internat pentru copiii orfani și rămași fără îngrijirea părinților din satul Cărpineni, raionul Hâncești. Sărbătorile pascale și nu doar, mereu a fost un prilej pentru conducerea Ministerului Apărării de a aduce un zâmbet pe fața celor mai trești ca noi. Banii pentru cadouri au fost colectați de la militarii prin contract, care au făcut donații benevol. Cine tată la orfan și ajută pe sărmani este Dumnezeu prea sfântul, cel ce a făcut pământul, soare, cap, luna și stele și mi-a dat zilele mele. Vasile Munțean. Și Vasile, câți ani? 10. Ce înseamnă pentru tine Paștele? Fericire. Studentul militar Vadim Vidrașco, alături de ceilalți colegi de la Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, a împărțit cadouri copiilor și i-a felicitat cu ocazia Sfintei Sărbători. Scopul acestei vizite este de a readuce spiritul de sărbătoare pentru acești copii care au fost încercați de soartă. Aceasta este un pas spre aducerea luminii în viața lor. Amânăm câteva cadouri, dar cel mai important este am venit să susținem sufletești, să le dăm sfaturi și puterea spirituală de a merge mai departe. În acest context, Tudor Țenu, directorul instituției, a mulțumit conducerii Ministerului Apărării pentru suportul acordat și spiritul patriotic pe care îl aduc militarii în rândul copiilor. A devenit deja o tradiție. Ministerul Apărării patronează această instituție și bucur îndeosebit faptul că acum au venit tineri studenți care învață arta militară și bucur în faptul ăsta, pentru că dumnealor, văzând copiii ăștia, probabil o să aibă un impact asupra copiilor noștri și poate din copiii noștri cineva o să îmbrățișeze profesia de militar. Bucur că, deși bugetar fiind și Ministerul Apărării, totuși întotdeauna găsești modalitatea și mijloacele ca să bucure acești copii care au problema familiei și nu au unde pleca la sărbători. Mulțumim mult! La sfârșitul vizitei, gazda și-a luat rămas bun cu sincere mulțumiri. Mulțumim. Mulțumim. Hristos. Hristos. Adevărat. Hristos. Hristos.
ascultătorilor, Paște fericit! Să fie cât mai bun la suflet! Paște fericit! Să fie bogat, sănătate multă, să ciocnească ouă roșii, să se bucure! Hristos a adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Astăzi, creștinii din toată lumea și-au spus Hristos a înviat. Rugăciuni și cântece de Paște au răsunat noaptea aceasta în bisericile și mănăstirile din țară și de peste hotare. Credincioșii și-au dat întâlnire în locașuri divine pentru a întâmpina învierea Domnului și pentru a sfinți ouă încondeiate, cozonaci și pască. Soldații din Armata Națională, care în aceste momente sunt la datorie, mai puțin au simțit magia sărbătorii. Totuși, bucatele tradiționale nu vor lipsi de pe masa ostașilor. Pe parcursul zilei, preoții le vor aduce daruri pascale. Chiar și așa, tinerii militari duc dorul de a marca această zi în sânul familiei, alături de cei dragi. Sunt soldat Gânzur Cătălin, din Brigada 2, Companie Cercetare. Sunt în armată, nu am posibilitatea să întâlnesc cu familia mea. În schimb, aș vrea să spun că sunt foarte fericit că mi-am găsit cea a doua familie. Ieri seara, deci, am vorbit cu mama și mi-a spus că în jur pe la orele 2 să vie la mine în vizită, să-mi aducă ceva bucate. Deci să stau cu ea, să-mi simt cea căldură sufletească, care simțeam ca de obicei în cercul familiei și sunt fericit. Sunt caporal Pantea, Companie Cercetare. În depărtare de casă, aici, într-o unitate militară, se întâlnește Paștele, e o onoare și o amintire de neuitat, fiindcă doar odată în viață întâlnești Paștele departe de casă, de părinți, de rude. Sunt soldat Coșcodan Vasile din batalionul de artilerie. Iată că în sfârșit a venit și mult așteptata noastră sărbătoare, învierea Domnului nostru Iisus Hristos, sau cum se mai spune, Sfintele Paști. Pentru mine, această sărbătoare este importantă, deoarece în fiecare an o sărbătoresc împreună cu toată familia. Din păcate, în acest an o voi sărbători în unitatea militară, Brigada 2 Ștefan cel Mare, alături de camarazii cu care am făcut serviciu militar aproape de un an. Dar totuși, gândul mă duce acasă. Aștept cu nerăbdare să vie părinții în vizită la punctul de control, să-mi aducă pască sfințită și multe alte bucate pe care le preferam la această sărbătoare. Vă doresc la toți să aveți un Paște cât mai fericit alături de cei dragi. Hristos a înviat! Și dacă pentru unii se sărbătorește învierea Domnului departe de casă e o adevărată provocare, pentru alții, Paștele în unitate va fi o frumoasă amintire pentru toată viața. Sunt caporal Pantea, Companie Cercetare. În depărtare de casă, aici, într-o unitate militară, se întâlnește Paștele, e o onoare și o amintire de neuitat, fiind că doar odată în viață întâlnești Paștele departe de casă, de părinți, de rude. Sunt soldat Butner Constantin din Compania Cercetare. Astăzi am ocazia să sărbătoresc Paștele aici în armată, alături de ofițeri, subofițeri, camarazi. Ziua de astăzi ne deschide sufletele și ne încurajează inimile. Aș fi vrut să fiu acasă alături de familie, dar totuși datoria față de patrie e mai importantă. După finisarea serviciului militar, voi întâlni Paștele an de an alături de părinți și frați, dar Paștele în unitate este o singură dată. Întrucât e sărbătoare și urările de bine au răsunat dis de dimineață, soldații din Brigada a doua Infanterii Motorizate au ținut să felicite toți creștinii ortodoxi cu prilejul învierii Domnului. Sunt militar companii 212 caporal Cibotari. Astăzi vreau să vin cu un mesaj de felicitare, fiindcă este într-o zi de vină, într-o zi în care totul revine la viață. Sfintele sărbători de Paște fie să vă lumineze toate casele, tot sufletul, să vă curețe tot răul și fie ca bunul nostru Iisus Hristos să vă mângâie sufletele atunci când plâng, să vă aducă liniștea sufletească, pacea, să aveți un an cât mai roditor și mai bogat, să aveți copii sănătoși, fie ca toată dragostea să se revarsă peste voi și să dăruiți tot aceeași lumină și blândețe cum a dăruit-o sus pentru oameni. Paște fericit și Hristos a înviat! Preotul militar Gheorghe Gavrilița ne spune că săptămâna care urmează praznicului învierii Domnului este cunoscută în popor drept săptămâna luminată, timp în care se
săvârșesc slujbe și lumea se bucură de minunata sărbătoare. O tradiție frumoasă în biserica noastră, tuturor le se permite să bată clopotul, nu numai clopotarului sau preotului sau diaconul, dar la orice creștin. Astfel, aducând la cunoștință tuturor că Hristos a înviat, acel mesaj prin clopote. Noi cunoaștem că de a slăvi Dumnezeu e posibil în tot felul. Îl slăvim prin acele cuvinte noastre frumoase, prin doxologii sau slovi, prin cântări creștinești, dar în biserica noastră ortodoxă există și încă un fel de a manifesta acea credință noastră, prin baterea clopotilor. Fiecare bătaie de clopot are a sa semnificație, dar anume în săptămâna luminată este o bătaie de clopot de bucurie mare. Deci vin maturi, vin copii, se stăruie să arate fiecare cum poate bate clopotul. Acest lucru tinde până la duminica următoare, atunci când se face Paștele acelor răposați, Paștele blajinilor. Fiecare din noi s-a trudit acest post să aducă pocăință lui Dumnezeu, să-și îndrepte acele greșeli și păcate pe care le-a săvârșit până la acel post și în acel post. Sperăm că Dumnezeu a auzit glasul fiecăruia, a iertat toate acele greșeli și păcate pe care le-am săvârșit și le-am pocăit în ele și, dăruind acea iertare, ne-a dat să ne bucurăm de această mare sărbătoare în învierii sale. La mulți ani, Hristos a înviat! Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Recent, militarii din Batalionul de Gardă al Armatei Naționale au organizat o excursie pentru beneficiarii Centrului Comunitar pentru Copii și Tineri cu Dizabilități Fizice în tabăra militară 142 din capitală. În cadrul vizitei, un grup de militari ai Batalionului de Gardă a prezentat exerciții demonstrative la instrucția de front. Fulgeriștii din Batalionul cu destinație specială au făcut o demonstrație de luptă, iar orchestra militară a evoluat cu un program de muzică instrumentală. De asemenea, tinerii au avut posibilitatea să vadă expoziții de tehnică, armament și echipament din dotarea batalionului. Desigur, de la eveniment nu a lipsit și tradiționalul terci ostășesc. Sergentul major Marina Deacov din Batalionul de Gardă menționează că astfel de excursii, când tinerii sunt familiarizați cu viața militară, nu este o premieră. Am avut în vizită niște copii de la Centrul Plasament din Chișinău, cu dizabilități, cu părere de rău, care au vizitat tabăra militară 142 pentru a vedea cum trăiesc militarii în termen soldații și care este viața zi de zi a armatei. Am încercat să le arătăm, să le dăm, să le facem și să le lăsăm emoții pozitive copiilor aceștia. Eu cred că în zi de zi nu văd asta. Au rămas foarte mulțumiți și foarte bucuroși. Această excursie a trezit emoții deosebite tinerilor care au rămas impresionați de surprizele militare, în special de cursa cu hanviurile americane pe platoul unității. Copiii au făcut poze și s-au arătat impresionați de militarie. Victoria Terliman, pedagog al Centrului Comunitar pentru Copii și Tineri cu Dizabilități Fizice, a subliniat că datorită acestei vizite, ei cunosc cum e să ții o armă în mână în realitate, să cunoască armata mai de aproape. Am fost invitați la o excursie și aici avem emoții de nedescris. Copiii sunt foarte mulțumiți de ceea ce văd, pentru că este prima dată când noi am venit aici. Sunt într-adevăr expuse niște armament, ceea ce vedeam până acum la televizor și copiii vedeau la televizor, dar acum, într-adevăr, vedem asta în realitate, pentru că ei nu au posibilitatea de a vedea tot ce este frumos în Chișinău și în Republica Moldova în genere. Lor le-a plăcut pentru că au fost primiți cu suflet aici și noi suntem cu sufletul deschis și ei sunt cu sufletul deschis. Noi foarte mult vă mulțumim, suntem recunoscători că ne-au invitat și le dorim multă sănătate mai departe, baftă în ceea ce fac, în ceea ce realizează și într-adevăr sperăm să mai venim aici. Să mă faci un om mai bun. Brigada Infanterie Motorizată Moldova din municipiul Bălți a sărbătorit 25 de ani de la creare. Cu această ocazie, pe platoul unității a fost desfășurată o ceremonie la care au participat reprezentanții Corpului de Comandă al Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Administrației Publice Locale, veterani, elevi, dar și întregul efectiv militar și civil al brigăzii.
Stropii de ploaie și vântul puternic nu i-au speriat pe apropiații militarilor care au venit să-i admire în această zi importantă, găsind adăpost în corturi unde s-au putut încălzi cu un ceai și terci ostășesc. Pe semne, aniversarea a fost una bogată în emoții, întrucât toată ziua a turnat din cer ca cu găleata. La cei 25 de ani de la fondarea brigăzii s-a întors Ștefan cel Mare la Moldova Mamă, fiind improvizată o scenetă pe platoul Unității. Vândem să țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost baci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră. Moldova e a urmașilor voștri și a urmașilor, urmașilor, urmașilor voștri în veacul veacurilor. Doamne, binecuvântează-o! Prezent la eveniment, șeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Cutie, a felicitat efectivul unității și veteranii prezenți la eveniment cu prilejul aniversării, menționând contribuția tuturor militarilor la dezvoltarea și reformarea brigăzii. Brigada Moldova n-ar fi înregistrat performanță dacă în acest sfert de secol, ea n-ar fi fost încadrată cu personal profesionist, militar și angajat civil, care au inițiat reforme, le-au pus în aplicare și au făcut din unitate militară una de prestigiu pentru întreg sistemul de apărare al țării. Astăzi, ofițerii și suboficerii brigăzii continuă să-și îndeplinească misiunea la fel de bine, obținând experiență atât în poligoanele din țară, cât și peste hotare, în cadrul exercițiilor naționale și internaționale. Comandantul brigăzii Moldova, colonelul Valeriu Chelaru, toți anii de serviciu militar i-a dedicat unității de infanterie din nordul țării, menționând că aceasta a evoluat împreună cu Republica Moldova pe parcursul celor 25 de ani de independență. Este o sărbătoare semnificativă atât pentru militari activi, a brigăzii, cât și pentru rezerviștii militarii care au făcut serviciu, care au stat la baza formării unității, care au contribuit la gătința de luptă, pregătirea de luptă, menținerea disciplinii militare, ordine de drept în zona de responsabilitate a brigăzii. Și cu prilejul acesta vreau să le mulțumesc tuturor militarilor care au făcut serviciu în Brigada 1 Infanterie Motorizată Moldova pe parcursul celor 25 de ani și le doresc succes în continuare, noi realizări, bucurie, trăiască Brigada 1 Infanterie Motorizată Moldova. Din anul 1996 și până în luna martie anului curent, viața de militar îl leagă de Brigada Moldova, ne zice colonelul în rezervă Vladislav Robu, ex-șef al statului major al brigăzii. Fiind de la începuturi, cunoaște toate durerile și bucuriile unității. Cum s-a schimbat aceasta din primii ani de existență și până în prezent? Parcursul acestor ani e clar că ani mulți, brigada s-a schimbat foarte mult, la fel colectivul brigăzii s-a schimbat și în numerar. Parcursul vieții ca militar aici am desfășurat un șir de aplicații, exerciții, participând și la viața cotidiană a unității militare, cât și la viața cotidiană a municipiului Bălți. Odată și odată fiecare militar pleacă din serviciu militar, deci foarte greu mi-a fost ca să mă dispar de colectivul dat. Vă amintiți prima zi când ați venit în Brigada Moldova? Da. Foarte bine mi-amintesc această zi, de 1 august 1996, deci eram tânăr locotenent după absolvirea instituției militare de învățământ. Am fost primit în unitate de către comandantul brigăzii, domnul colonel Carasiov, unde am fost prezentat în fața unității, la fel de către comandantul de divizion, pe atunci major Vladimir Cobulean. Și ulterior mi-am început serviciu în această brigadă. Pentru foștii colegi aș dori sănătate pentru fiecare din militari care se află acum în formații, la fel funcționarii civili. Deci fericire în familiilor, bucurii, să-și continui serviciu militar de mai departe cu dibăcii, cinste și onoare. Aceleași emoții le-au trăit și militarii în termen, deși
și sunt zile numărate de când au venit în unitate, soldații spun că vor povesti prietenilor cu mândrie despre serviciul militar din Brigada 1 de la Bălți. Sunt soldat Barbacare Alexandru, execut serviciul militar în Brigada 1 din ianuarie 2016. Vreau să exprim recunoștință comandanților mei care și-au făcut slujba țării, un creaz al vieții, îndeplinindu-și cu dăruire și demnitate datoria. Este o deosebită onoare pentru mine să execut serviciul militar în Brigada 1 și să le povestesc prietenilor și cunoscuților despre experiența acumulată în această unitate. Aici sunt buni profesioniști și avem o instruire la nivel. Doresc să fac serviciul militar, să fie patrioți adevărați și să execute serviciul ca un militar adevărat. În cadrul evenimentului, un grup de militari și civili a primit diplome și distincții ale Armatei Naționale. Brigada de Infanterie Motorizată Moldova din Bălți a fost creată la 10 aprilie 1992 prin decretul președintelui Republicii Moldova. Campionatul Armatei Naționale la volei și-a desemnat învingătorii. Pe parcursul a două luni în Armata Națională s-a desfășurat campionatul la volei, în cadrul căruia au concurat 9 echipe din garnizoana Chișinău. Astfel, în clasamentul general, prima poziție a revenit echipei Ministerului Apărării, aceasta fiind urmată de echipa Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, iar pe locul 3 s-a clasat echipa Batalionului 22 de menținere a păcii. Învingătorilor le-au fost emanate medalii și diplome de către șeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Cutie. Mai multe detalii urmează. Colonelul Vasile Olednic, șef serviciu pregătire fizică și sport al Armatei Naționale, a relatat că competiția din acest sezon a adus lupte acerbe între echipele participante până în ultimul moment, diferența fiind de câteva puncte dintre echipele câștigătoare. Voleiul se menține în topul sporturilor preferate printre militari. Pe parcursul a două luni jumate s-a desfășurat campionatul garnizoanei Chișinău la volei. La competiție au participat 9 echipe din cadrul garnizoanei, care au fost repartizate în două grupe și au jucat după sistemul turneu. De regulă, toate jocurile sportive sunt unele din cele mai spectaculoase și mai așteptate competiții din cadrul Spartachiadei Armatei Naționale. Chiar și începem, unul e voleiul și în toamnă desfășurăm mini-fotbalul. Și de la an la an, echipele vin din ce în ce mai pregătite și mai bune. Chiar anul acesta am avut și foarte mulți militari în termen cu o maestrie sportivă de invidiat. La campionat, locotenentul major Roman Lupașcu, membru al echipei învingătoare a Ministerului Apărării, a fost desemnat cel mai bun jucător din acest an. De același titlu s-a învrednicit și în 2012, fiind în echipa Academiei Militare Alexandru cel Bun. Echipa dumneavoastră a obținut Cupa Armatei Naționale la volei și dumneavoastră ați fost desemnat ca cel mai bun jucător. În primul rând, această mică cupă este și a echipei, că a muncit fiecare din echipa noastră pentru victoria, în primul rând a echipei, și este doar o mică diferențiere, probabil. Cred că ar merita fiecare jucător din echipa noastră această mică cupă. Probabil au fost luate în considerație și bătăile, și pasele, și servirile, și cred că și ajutorul moral al echipei, ca fiind capitan al echipei Ministerul Apărării. Personal, pentru dumneavoastră, ce înseamnă acest titlu? Este o nouă treaptă, în primul rând, de a trece, de a ridica nivelul, în primul rând, interior al meu, și de a merge mai departe, obținând performanțe nu doar în sport, dar și în serviciu militar. Prezent la eveniment, șeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Cutie, a susținut toate echipele jucătoare, subliniind că sportul are un rol important în pregătirea unui militar. Aceste competiții sunt binevenite pentru Armata Națională, deoarece, în primul rând, mobilizează efectivul din cadrul unităților militare, deoarece aceste sporturi dau posibilitatea ca militarul să-și ridice nivelul lui profesional și, dacă este sănătos militarul și dezvoltat, înseamnă că el are succes în orice misiune. O societate sănătoasă este o societate dezvoltată, o societate care speră, care are viitor, și de ce nu Armata Națională trebuie să promoveze astfel genul de sport ca să dăm exemplu a societății, ca să ne urmeze. De menționat, anul trecut, cupa a fost adjudecată de către studenții militari. Campionatul Armatei Naționale se desfășoară anual. Obiectivele principale ale competiției fiind de promovarea unui mod sănătos de viață, dezvoltarea aptitudinilor fizice ale militarilor și menținerea spiritului de echipă. Curier militar.
Curierul Militar ne aduce la cunoștință că în această săptămână, în Armata Națională, s-a desfășurat și campionatul Armatei Naționale la cross. Militarii Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova au câștigat Cupa Campionatului Armatei Naționale la cross. Locul 2 a fost obținut de studenții Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, iar locul 3 de ofițerii și suboficierii Batalionului cu destinație specială Fulger. Cupa a fost înmânată învingătorilor de viceministrul apărării Gheorghe Galbura în cadrul unei ceremonii de premiere desfășurată în Brigada de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare. Viceministrul Galbura a felicitat echipele câștigătoare, specificând că performanța în domeniul pregătirii fizice a fost și este încurajată de conducerea militară. Gheorghe Galbura i-a îndemnat pe toți militarii participanți la evenimentul sportiv să practice sportul nu doar în cadrul programului de pregătire, dar și în afara acestuia. Potrivit șefului secției pregătire fizică și sport din cadrul Direcției Instruire și Doctrine a Marelui Stat Major, colonelul Vasile Olednic, la competiție au participat 80 de militari din garnizoanele Ungheni, Bălți, Cahul și Chișinău. Ei au concurat la cursele de alergări pe distanța de 3.000 metri, 5.000 și 10.000 metri. Campionatul Armatei Naționale la cross, desfășurat în perioada 12-13 aprilie curent, este un eveniment sportiv anual la care participă efectivul în termen și prin contracte din toate unitățile militare. Ani de lupte și peste 10 cupe și medalii obținute. Vorbim despre sergentul inferior Constantin Dogar din Brigada a doua, care s-a întors cu premiul mare, cupa la categoria bărbați plus 90 kg de la campionatul balcanic de Kyokushinkai, desfășurat în București, România. Competiția într-un sportiv din 10 țări și a avut loc în luna martie curent. Pentru Constantin Dogar, militaria și luptele au un rol important în viață. A îndeplinit serviciul militar în termen, iar după o pauză de un an, s-a întors să-și realizeze visul din copilărie, cel de a deveni militar prin contract. Astăzi se dedică în totalitate obligațiunilor de serviciu și antrenamentelor la karate. Se visează militar cu steluțe pe epoleți și campion mondial absolut la Kyokushinkai. Mai multe detalii despre realizările tânărului militar ni le aduce colega noastră Steluța Moscalciuc în interviu. Ce urmează. Fiind în serviciu militar, te ocupi și de Kyokushinkai. Cum reușești să le combini? Am un program zilnic destul de riguros. Ziua mă dedic domeniului militar, cerințelor ce ține serviciu programului zilnic. După finisarea serviciului, mă dedic antrenamentelor. Unde merge antrenamentul? Mă antrenez la Federația Sportivă Națională de Kyokushinkai din Republica Moldova, sub conducerea branșifului Moldovei, sensei Traian Velixar. Prin ce se deosebește Kyokushinkai de alte tipuri de karate? Kyokushinkai este un stil de karate de tip full contact. Fondatorul acestui stil este Masutatsu Oyama. Kyokushin implică un antrenament dur și cere o condiție fizică destul de remarcabilă. Tehnicile permise se execută cu plină forță și duritate. Kyokushinkai este declarat cel mai dur stil de karate. Recent te-ai întors de România cu locul întâi la Kyokushinkai. Spune-ne, cum a fost? Da, a fost un campionat destul de puternic cu luptători de nivel european, mai scurt de top. Campionatul a durat 3 zile. Prima zi noi ne-am cazat și înregistrat. Apoi, împreună cu echipa formată din 9 luptători, am călătorit și am vizitat mai multe locuri frumoase din București. Următoarea zi am început campionatul balcanic, la drept vorbind, și momentul principal al deplasării echipei noastre la București. Pentru mine acest campionat a fost destul de important, iar dorința mea a fost de a acumula o nouă experiență profesională și a vedea la ce mai trebuie de lucrat. Cine ți-au fost adversari? Adversarii au fost din Turcia și Muntenegru. Luptele au fost nu dintre cele mai simple, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am învins. Acest campionat a fost o experiență destul de bogată și o încercare nouă pentru mine, cât și pentru întreaga echipă care a obținut rezultate destul de înalte. 7 din cei 9 participanți au obținut locuri de frunte. Te-ai așteptat la acest rezultat? La drept vorbind, nu m-am așteptat, dar m-am pregătit destul de conștiincios și serios. Cât timp ai dedicat pregătirilor? Îndată după campionatul absolut al Republicii Moldova, am început pregătirile pentru campionatul țărilor balcanice. În jur de 2-3 luni. Pregătiri intensive, zilnice. Cu ce rezultate te mai poți mândri?
Am mai participat la, deja pe juniori, la campionate internaționale în Belorusia, în Ucraina tot am participat. Multiplu campion al Moldovei pe juniori, dar după ce am atins vârsta de 18 ani, deja am trecut la lupte mai serioase. Pe juniori, când am participat în Belorusia, am ocupat locul întâi, în Ucraina tot locul întâi, pe Moldova la fel locul întâi. Am participat și la combinatul european, desfășurat în Bulgaria, tot pe juniori, nu m-am clasat pe lucruri de frunte astea. De la ce vârstă ai început să te ocupi de karate? Anume cu Kyokushinkai am început să mă ocup de la vârstă de 15 ani. De ce anume Kyokushinkai? O rudă de-a m-a îndrumat către acest gen de sport și apoi eu singur ne-am dat interesul, am vizionat clipuri, m-am interesat și am început și ușor să frecventez antrenamentele. M-a îndrumat tot această rudă, deoarece el se antrenează de mult timp și are rezultate destul de înalt. Mai mult susținere vine din partea familiei și unchiului Clark și din partea antrenorului. Susținerea vine atât și financiar cât și moral. De exemple de viață de zi cu zi. Cât mai multe îndrumări din partea mamei. De a-mi atinge scopul. Cum ești apreciat aici în unitate? S-a apreciat destul de pozitiv, aș spune eu. Clar că după fiecare campionat mă întreabă cum a fost, care sunt rezultatele, care fac traume sau experiențe, ceva mai acumulat. Soldații sunt interesați de Kyokushinkai? Da, sunt interesați. Chiar deseori se adresează ca să le vorbesc despre sportul dat. Chiar și să le demonstrez unele tehnici de luptă. Ce îți propui în viitor să realizezi? La momentul de față, mă stăruiesc să combin atât serviciul militar cât și Kyokushinkai. Deoarece militaria a fost o pasiune din copilărie. Iar Kyokushinkai, pot să spunem că de la 15 ani, când eu am aflat. Acum, practic, majoritatea timpului meu îl dedic serviciul militar și Kyokushinkai. În aceste zile pline de ferie dumnezeiască, fiți împăcați cu voi înșivă, iubiți, ajutați și mângâiați pe cel trist cu un cuvânt cald. Lăsați învierea să vă ridice deasupra singurătății, slăbiciunii și disperării către putere, frumusețe și fericire. Nu uitați și de memoria celor care au trecut spre cele veșnice. Să aveți o duminică liniștită. Domnița Jechiu, Tatiana Cocerva, să ne auzim doar de bine. Hristos a înviat! Bucurați-vă!